600.000, bro. Și dacă apăsăm pe el, BOOM! 600.000 de gemul gratis! E pe bune, bro, chestia asta! Dacă voi ați crezut că în update-ul 0.53 ați văzut absolut tot, se pare că nu. Stamaiasul ne uimește de data aceasta și se pare că avem un update cu shards-uri. Elemente pe care puteți să le deblocăm pe skin-uri, practic 10 shards-uri o să-ți deblocheze un skin foarte rar sau un skin care îți lipsește ție de pe cont. Și avem și o nouă roată numită Shard Wheel, dar cu toate astea o să vă arătăm în episodul de astăzi. Înainte de a începe, salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Stumble Guys, un episod în care vom prezenta absolut tot update-ul 0.53. Această beta a venit pentru toți, deci puteți să o testați și voi. Și pe lângă faptul acesta, Stumble Guys ne face o surpriză. Și fiți atenți aici, dacă apăsați butonul de like și de abonare în 5 secunde împreună cu codul Mădălin pe shop ca să îl adăugați, să-l aveți și voi, o să vă arăt cum puteți să primiți 600.000 de gemuri. Da, ați auzit bine, 600.000 de gemuri gratis, așa că vă dau 5 secunde. 5, 4, 3, 2, 1, felicitări! Cele 600.000 de gemuri sunt aici! Uitați-vă, free gift 600.000, bro. Și dacă apăsăm pe el, BOOM! 600.000 de gemul gratis! E pe bune, bro, chestia asta! Dar este pe beta, ok? Acesta o primim cu toții. Mamă, cum arată aici, frate, 619.000 de gemuri. O primim cu toții pe varianta beta, dar content creatorii. Nu cred că și voi, cei care ați luat această variantă beta, o să primiți atâtea gemuri, nu prea cred. După cum o să luați, avem și un snow, un showboat wheel, de fapt, care aici putem să dăm cu 500 de Barbie tokens. Stai, ce? Deci Barbie tokens-urile astea vor rămâne, poți să le dai la o altă roată. Partea cea mai faină este că în acest update avem și un shard wheel și o să vă explic imediat despre ce este vorba. Vedeți că aceste skin-uri mie mi-au fost luate de pe cont și practic putem să le deblocăm de aici. Avem Orbit, The Beast, Hatchy, Ape Escape, Penguin Mate, Mr. Beast și Ball. Se pare că mingea aceasta va fi la această roată care va costa 2000 de gemuri. Mi se pare incredibil de mult 2000 de gemuri ca să dai la un wheel de genul acesta. Nu știu dacă va veni roata și dacă prețul acesteia va fi de 2000. Cred că din cauza asta ne-a dat 600.000 de gemuri, pentru că o roată din asta costă 2000. Și dacă dai 10 spinuri sunt 20.000 de gemuri. Wow! Deci, avem emote-ul de bol aici, în shard wheel. Șansele sunt foarte mari ca să fie într-o astfel de roată. Pe lângă faptul că Stumble Pass-ul este modificat, după cum observați. Asta și dacă vreți să vedeți content bonus, content extra, pentru că nu știu dacă o să am timp ca să arăt absolut tot în acest videoclip, intrați pe contul meu secundar, Mădălin2.0, de la ora 12 o să postez videoclip și acolo, pe contul meu secundar. Deci puteți să vedeți continuarea acestui episod acolo, aveți primul link de descriere sau căutați Mădălin2.0. Deci Stumble Pass-ul vedeți că este modificat, avem aceste cartridge-uri pe care se pare că le avem și aici pe shop. Cred că cartridge-urile astea sunt din trecut, exact cum sunt Barbie tokens-urile astea de aici. Și la un moment dat ei vor reveni într-un sezon când o să-ți dea niște cartridge-uri din astea să deblochezi din skin-urile vechi pe care tu nu le-ai luat. Nu mai știu, ce te blochezi cu aceste cartridge-uri? Nu mai țin minte, lăsați în secțiunea de comentarii. Au fost niște skin-uri pe care le puteai debloca la un moment dat. Avem pe Splits la tier 1, dar n-are rost pentru că Splits a fost deja. La tier 3 avem un Shards Mythic și o să vă explic imediat. Deci Mythic-ul, Mythic, Epic, Legendar și așa mai departe sunt 10 shard-uri. 10 elemente din acestea sharduri. Cum se traduc în engleză? Fragmente, da, bravo, mi-am adus aminte. Deci acestea în română, din engleză în română, se numesc fragmente. Deci îți trebuie 10 fragmente ca tu să deblochezi un skin. Un skin de Mr. Beast sau un skin de genul acesta. Și aici îți dă câte un shard de fiecare. După aceea avem 350 de cartridge-uri, 50. Așa, deci tot Stumble Pass-ul este modificat. Se pare că gemuri nu mai avem în Stumble Pass. Wow! Avem uncommon, așa, cartridge-uri, avem shards din nou, la tier 15, așa, cartridge-uri, după aia un skin nou pe care o să vi-l arăt imediat și o să jucăm cu el. Ok, avem 50 de gemuri de la tier 23. Wow, gemul a fost modificate, bro. Oare chiar cartridge-urile astea vor rămâne definitiv? Avem și la tier 26 acest mitic Mr. Beast. Perfect, iar la ultimul tier, că probabil nu vedeți de mine sau, na, o să vedeți acum, avem emote-ul de banană. Deci nu cred că avem emote-ul de bol, dar problema este că la Tannerul este la tier 30, deci Tanner nu mai trebuie să mai fie și nici acest skin. Deci probabil că pesul acesta nu va fi definitiv, o să vină ei și o să ne arate. El va costa tot 1200 de gemuri din ce observ eu aici, deci nu văd să fi fost scumpit. Pe lângă faptul ăsta, la misiuni, din nou avem modificat, avem cartridge-uri, 10 gemuri, cartridge-uri, așa, 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 în fine. Și aici, ca să pot lua eu ăsta de pe ecran, ca să vedeți cel mai bine, este un... mamă, nu ne mai dă skin, frate, ne dă de-abia un element pe acest skin. Wow, mai bine de dea skin-uri, sincer. Și acum dacă intrăm noi, foarte bine mersi și la turnament, la reward-uri, din nou avem cartridge-uri, da, Stumble Tokens, gemurile văd că au fost scoase și de aici.
avem la tier 11 un element din acesta Heci, deci presupun faptul că aceste elemente o să fie în continuu pe joc, dar mie mi se pare absurd că mai bine să dea un skin decât să dea un element din cele 10 ca tu să deblochezi skinul respectiv. Bro, sunt 10 elemente, o să vezi imediat că o să dăm și la roată. Și uite așa avem numai Stumble Tokens, Stumble Tokens, Kiedrigiur, Stumble Tokens, avem tot la fel un fragment pe Mr. Beast și după aceea 200 de gemuri la tier 20. Deci nu ne mai dau skin-uri sau emote special sau așa mai departe, bro. Și dacă roata asta va rămâne cu 2000 de gemuri, acest Shard Wheel, s-a cam terminat jmechilia, nu știu cum să vă spun. Haideți să dăm un spin, hai să dăm un spin, ok? Ca să nu dăm 10, să vedem ce se întâmplă. Wow, deci sunt mai multe fragmente pe această roată. Interesant, avem și emote-ul de minge și nu te cred că ne dă mingea deja. Primul spin, emote-ul special, bine, bol! Ați văzut cât de ușor a picat din primul spin dat. Primele 2000 de gemuri. Mai dăm 2000 de gemuri? Da, pentru că vreau să vedem ce se va întâmpla. Dacă îmi va da acele fragmente, cât să fie maxim. 50 avem. Specială? Nu, avem două sharduri. Ok, stai puțin. De ce mi-arată completed deja pe Mr. Beast? Și uite, se pune la duplicate bank. O să iau webcam-ul pentru moment. Observați acolo sus deasupra. Deci, avem duplicate bank. Probabil că odată ce iei aceste 50 duplicate bank-uri, poți să bagi pe ce skin vrei tu ca să deblochezi chiar 50 de skin-uri noi. Uite, mi apare Mr. Beast completed. Deci, practic, skin-ul ăsta ar trebui eu să îl am deja. Dar chestia e că eu îl aveam, cred, deja pe cont, bro. Da, exact, deci eu îl aveam aici. Deci mi-a dat două shards-uri, practic având skin-ul, mi-a dat duplicate. Hai să mai dau încă un spin. Vreau să le luăm așa ușor, să vedem ce se află pe această roată, pentru că e prima dată când vedem acest lucru. Ia, avem 15, dă maimuța. Bine, 15 shards-uri pe maimuță. Nu aveam. Perfect, deci mi-a completat maimuța și am deblocat-o și mi-a dat alte 5 shards-uri la duplicate bank. Mă, și eu vreau să văd un lucru, deci avem aici Ape Escape, da, apăsăm OK. Aceasta ce era maimuța? Epică? Deci noi putem să o vedem aici la Epic? Da, așa este. Mamă, cât de fain arată skin-ul. Și acum, dacă vrem să mergem la astea, nu putem să dăm shards-urile. Cum putem noi mai exact aceste shards-uri să le folosim? Poate doar pentru skin-urile care va trebui să le iei de la roată. Sau pe care ai tu niște shards-uri și trebuie să le... Uite pe ăsta! Vedeți, apare cu Loke. Adică Lockit, pardon. De ce nu pot eu să dau shards-uri pe el? Oare trebuie să iau deja un element ca să-l pot? Fiți atenți aici. Hai să facem o magie. Să testăm acest lucru. Asta cu maimuța, uite, puteam... Hai că avem gemuri destule. Luăm Stumble pe S-ul, da? Și mergem până să deblocăm noi... Până să deblocăm un shards. Era pe un skin... Și după aceea zic, putem să le folosim pe la duplicate. Uite ăsta, frate. Eu cred că skin-ul ăsta nu l-am, da? Apăsăm pe el. Ne dă un shards. Ok? Deci pe Penguin Mate noi avem decât un shards. Acum intrăm aici. Penguin Mate ăla ce era? Epic sau ce mai exact? Da, era Epic. Uitați-l aici. Vedeți cât de fain arată? Și ia. Apăsăm pe el. Can't be gained here. Decât de la roată? Păi și ok, nu înțeleg un lucru. Dacă eu am acele shards-uri duplicate deja, de ce nu mă lasă să dau pe acest Penguin Mate shards-urile duplicate? Poate că e deocamdată bug pe această beta și că noi putem pe varianta oficială să le putem da. Dar observați că aici mi-arată decât la wheel-uri că pot să iau acest Penguin Mate. Ciudat, bro, foarte ciudat. Aici nu știu, cred că dacă mai merită ca să mai terminăm asta. Ia, kiedrigiul-urile astea. Noi le dăm și cred că putem doar să luăm un skin. Ok, hai să mai luăm un shard. The Beast completed, îl am deja și nu mi se pune la duplicate bank. Păi, dar lasă-mă să pot debloca și altceva cu acest duplicate bank. Dar se pare că skin-ul ăsta de Mr. Beast, da. Vreau să vedem aici, să dăm și alzul ăsta sau să așteptăm de la roată. Pentru că oricum, indiferent de situație, eu nu pot să le blochez pe ăsta, nu? Deci îl avem aici, Heci, este legendar, cât de fain arată skin-ul ăsta. Bun. Și acum dacă noi intrăm la legendarii, pe acest Heci, îl găsim noi mai exact aici. A, uite, din nou, nu putem să dăm acele duplicatori. E ciudat. Ei bine, am terminat și Stumble Pass-ul, l-am completat. O să iau aici toate astea, dar uite, se pare că de fiecare dată când tu ai deja un skin, o să-ți apară acolo cu completed și o să-ți dea un duplicate shard direct sus. Da? Avem duplicate bank, sunt curios odată ce o să ai 50 în total. Ok, îl mai avem și pe ăsta cu Mr. Beast-ul de aici.
Ce se va întâmpla după ce ai 50 de duplicate bank-uri din alea? Uite, poți să dai chiar și skip la animație. Perfect, nicio problemă. Haideți să mai dăm noi la roată aici încă 2000 de gemuri ca să vedem ce mai poate să ne mai deblocheze. Chiar sunt foarte curios. O să dau pe contul secundar, cred că 100 de spinuri. Se pare că avem 3 shards-uri pe acest hatchy și putem să-l deblocăm chiar pe acest episod, skin-ul. Hai mă să dăm 20.000 de gemuri, record. Record absolut. Avem skin-ul special Orbit, dar eu cred că l-aveam deja pe cont, sau nu l-aveam. Avem 7 doar. 7, perfect. Dar de ce mi-apare aici pe The Beast? Pentru că eu îl aveam, skin-ul. Mi-apar 7 din acelea. Din nou skin-ul special. Și uite că nu apare cu duplicate. Să zică că skin-ul e duplicate. Probabil că e bug, vă spun sigur chestia asta. Uite, aici îmi apare că l-am deblocat pe ăsta. Da, și mi se pune, mamă, câte duplicate bank-uri am, 41 din 50. Oh my god. Skip-ul nu merge, deci nu putem să dăm skip absolut deloc în această animație. Bă, băiatule, bă, dar de câte ori pică speciala, frate, că dacă îmi doream nici că-mi pică așa de rapid. Ok, imau special din nou. Interesant, 2000 de gemuri o rotire ca să poți lua un imau special. Wow, două imauri speciale unul după altul. Luați-o pe asta. Avem 7 shards-uri pe The Beast, ia vezi, apar 12 din 10 și nouă încă ne dă duplicate-uri. Plus 9. Wow, bro. Păi și mă, s-a oprit la 41 din 50. Acolo a rămas. Ia, 8. Nu, mi-a dat maimuța. Păi eu aveam deja maimuța cheetah. Dar duplicate bank-ul mi-a rămas tot la 41 din 50 și n-are rost și relevanță. 10. Bine, putem să deblocăm penguin mate-ul. Completed. Și uite că n-apare animația asta. Dăm skip. Și cam asta e. Păi, dar eu am dat 10 spinuri. Mi-a tras 2 pe dreapta. N-are rost, n-are relevanță. De ce? De ce mi-a tras 2 pe dreapta? Uite, avem 1400 de cheie de judeu asta, dar nu putem să le folosim. Și acum hai să ne uităm noi puțin. Deci la mitică? Nu. Astea le aveam deja. La legendară avem ceva de blocat? Nu, la astea încă mai trebuie încă 6 shards-uri. Ok, ok. Iar la epică noi avem deblocat această maimuță. Da, avem și celelalte skin-uri pe care puteți să le jucăm, cred că chiar pe un live. Avem chiar și skin-ul Penguin Mate deblocat. Sigur, sigur, e chiar tare lucrul ăsta că putem să deblocăm aceste skin-uri cu aceste elemente, cu aceste shard-uri. Dar culmea este următoarea. Că mie nu mai mi-arată shard-urile alea niciunde altundeva câte am eu în total. Și ce se întâmplă după ce am 50.000 în plus? Nu ne-a spus ăștia, bă, deci... Chiar nu ne-a spus absolut nimic legat de treaba asta. De update-ul ăsta nimic nu ne-au spus. Uite, am 41 de 50. Se pare că acum se pun. Dar când dau mai multe spinuri, nu se vor mai pune. Ok, mi-a rămas blocat. Mai dăm încă 2000. Episodul ăsta va fi numai de opening. Pentru că suntem pe beta și nu puteți să jucăm deocamdată cu abonații. Dar poate pe contul secundar o să ne jucăm. Și o să luăm niște abonați. 4, ia. Acum câte avem în total? Ok, am dat skip din greșeală, am dat test, dar nicio problemă, acum probabil că o să fie definitiva. Uimește-mă. Dă-mi și mie să deblochez skin-ul ăla, broadere, să joc cu el. Aolo, tot emote special, bro, și dacă îmi doream nu-mi pica emote-ul ăsta special atât de rapid. Gândiți-vă doar puțin câte gemuri am dat aici, da? 2000 de gemuri rotirea, 20.000 de gemuri, 10 rotiri. Uite-l! Te rog, aici, 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 bine, 4 shards-uri, avem 4 cu 4, 8 și ne mai trebuie încă 2 ca să putem debloca acest hatchy. Error? Error? Ce mă? După un start se pare că și-a revenit, nu înțeleg din ce cauză mi-a dat error. Chiar și pe beta, unde ar trebui ca jocul să n-aibă probleme, are o grămadă de bug-uri. Și uitați-vă cum arată Orbit fără cap. Wow! Stumble guys, sunteți bine? A, mi-a dat iar eroare. Mă, ce se întâmplă cu viața lor? Trebuie să dai mai multe spinuri până își revine jocul. Vai, lele. Aici oprește-te. Nu, îmi dă iară specială. Bă, dar câtă șansă are, bă, emote-ul ăsta special? Oare dacă va avea și așa pe joc șansa asta? Hai mă să dăm 10 spinuri, că ne va da eroare. Bă, dar culmea e că la eroarea asta mie mi-a gemuri de pe cont. Nici măcar nu mă mai lasă ca să dau brodere. Cred că am înțeles de ce îmi dă eroare. Fiți atenți aici.
S-ar putea să-mi dea eroare din cauza că îmi va da duplicate și peste 50 îți dă eroare. Fiți atenți, dacă acum pică emote special sau skin-ul de orbit, înseamnă că pe mine nu mă mai lasă pentru că am banca aceea full. Cred că am dat cu predict, băiți. Sunt creier, efectiv. Deci sunt prea creier pentru jocul ăsta. Deci fiți atenți aici, bug-ul imens. Îți dă eroare pentru că efectiv ție îți dă shards-uri duplicate și practic eu am banca full. Și din cauza asta. Dar odată ce îmi dă emote special sau skin special, pe mine mă lasă să dau la roată. Bro, te doare mintea cu jocul acesta. Deci efectiv mi se pare incredibil. Deci e incredibil așa ceva. Nu mă mai lasă să mai dau shards-uri doar pentru că am bank full. Și uite, acum ia să vedem. Pentru că m-a lăsat, îmi dă emote special. Păi da, bă, dar eu vreau să deblochez hitching-ul acela. Uite! A picat din nou emote special, bă! Nu se poate! Stai mă puțin. Putem să deblocăm, cred că, acest hitching, dar trebuie să facem misiunile aici. Că altfel n-avem nicio șansă, da? Și unde mai avem acel hatchling? Mi se pare că la misiuni, deci la misiuni și la... Păi da, brother, dar cine stă atâta ca să ia acel hatchling de la Tier 11? N-are logică. Deci se pare că într-un final am aflat și ce se întâmplă când tu ai efectiv bank shards-ul acela full. Și pe mine nu mă lasă decât să dau la roată doar dacă îmi va pica emote special sau skin special. Și uite așa, nu pot ca să mă joc cu acel ou. Dar nu este nicio problemă, pentru că mai am un cont pe beta, un cont secundar, și pe contul meu secundar, Mădălin 2.0, o să-l iau și o să jucăm cu el ca să vă arăt emote-ul, de fapt skin-ul, pe care eu nu pot să-l deblochez aici. Oricum, până la urmă, e un ou de dinozaur foarte drăgălaș, care practic n-a eclozat încă. Cred că e cuvântul potrivit, nu eclozat. Dar nu puteți folosim absolut deloc shards-urile pe care noi le avem și nici măcar nu ne arată unde avem shards-uri pe cont. Important este că această variantă beta e pentru toți și că putem să jucăm. O să revin eu de la ora 12 pe contul meu secundar, unde o să iau acest skin și o să joc cu el. A, da, și pe lângă emote-ul de minge avem și emote-ul acesta de valiză pe care putem să-l jucăm. Bine de tot! Absolut toate emote-urile le avem. Chiar și pe ăsta pe care eu nu l-am testat. Uite cât de fain arată! Wow! Păi vreau ca să-l pun așa. Și uite, mai avem și pe ăsta, în care pică money pellet-ul. Vreau să mă joc numai cu emote-ul de minge, dacă se poate. Să vedem dacă putem să facem o performanță fantastică. Oulu. Aici pot? Da, uite, se pare că mai pot. Vamos! Hai mă că e decent emote-ul de minge. Bă, dacă o să fie la roata asta cu 2000 de gemuri, nu știu ce să mai zic, ia să vedem aici. Dacă ne creează un avantaj. Decent, putem spune. Ce bine am sărit acolo. Dă-mi emote-ul. Let's go, tăticu! Oulu. E bine, e bine, nu, lejer. Dacă va pica platforma aia, nu m-a lăsat ca să sare efectiv. Da, nici de data aceasta. Mai bine sărim noi aici frumos. Elegant. Și sărim aici, sărim aici. Bă, stai, ce? În momentul de față, dacă tu sari... Nu înțeleg. What? Bă, pe zi ce trece, aflu bug-uri și mai mari și mai imense. Ce bine am sărit acolo. Vreau încă o săritură aici, bine-s. Dăm emote-ul de minge, săritură. Bun, și suntem la linia de finish. Și acum putem să dăm chiar și cu această servietă. Da, nu face mare lucru, că trebuie să califice boții neapărat. Și avem finala cea mai tare. Bă, sunt curios să mă joc cu abonații pe această mapă, să ne jucăm împreună, să vedem care sunt tacticile cele mai bune ca să poți ajunge la linia de finish. Pentru că nu e o mapă ceva foarte complicată. Ce am reușit acolo ca să fiu prins la mijloc. Hai, bă, băiatule, bă, dar stă caracterul ăsta mai mult pe burtă, mă. Ia vezi, săritura aia number one. Bun, suntem aici. Și acum să dăm noi emote-ul de minge. Da, sigur că da. Nu! Băi, dar sopăie odată și după aia... Ok. Jocule, n-a fost vina mea acolo. Și da, sare cu... Bă, stai puțin. Acum, în de față, sare cu mașina? Sau e bug? Cred că e bug, băieți. Pentru că n-ar fi trebuit să sară cu mașina legată de el, gen lipită de el. Bine-s. Emote acolo. Wow, ce m-am curcat acolo. Posibil să fi primit remodel? Uitați-vă cât de ciudat arată. Cum sare caracterul direct cu mașina. În fine, cam asta a fost și episodul ce v-am putut prezenta. V-am arătat și acele shards-uri, acele elemente. Dacă stau bine să mă gândesc, nu e un avantaj, e mai mare dezavantaj. Pentru că mai bine ai fi dat 2000 de gemuri să iei un skin
decât să dai 2000 de gemuri pentru niște elemente și nici măcar să nu-ți deblocheze skin-ul în sine. Sper că v-a plăcut, un like și abonare, mă aștept foarte, foarte mult și nu uitați codul Mădălin pe shop dacă vreți să luați și voi aceste skin-uri și ne vedem data viitoare, de fapt la ora 12 pe contul secundar, ca să putem lua și noi acel skin de ou. Pa, pa! Subscribe!